unde intervine scepticismul meu e cum o să ajungă cele spuse acolo în Green Deal să fie implementate la nivel național. Și că ne place sau nu ne place, securitatea alimentară pleacă local, dar este un element care ne afectează pe toți. Efectiv, împreună trag la căruța asta și ducem mai încolo situația pe care o are lanțul valoric acum. Să poată să producă suficientă hrană, atenție, folosesc cuvântul de suficientă hrană. Aș vrea, Camelia, să încep prin a te întreba cum vezi legătura între ce propune Green Deal-ul, partea de producție alimentară și partea de risipă alimentară, partea de consum, obiceiuri de consum. Cum vezi tu partea asta? E o strategie și un plan foarte ambițios de care era mare nevoie. Și pe lângă partea de farm to fork așa generică, faptul că îi se acordă atenție reală, e și foarte important ce puncte are acolo. Are ideea de a introduce finanțare semnificativă a îmbunătățirii educației și conștientizării problemei sustenabilității în hrană. Are ideea de a pune eticheta sustenabilității în lanțul alimentar, ceea ce e nevoie de mult timp să facem. Și mai are inclusiv acea țintă de îmbunătățire a biodiversității și sănătății solului. Deci toate astea par foarte promițătoare. Unde intervine scepticismul meu e cum o să ajungă cele spuse acolo în Green Deal să fie implementate la nivel național. De exemplu, acum știu sigur că nu avem ținte mai precise pe care trebuia să le comunicăm deja pe cum reducem risipa până în 2030 la nivelul întregului continent. Pentru că multe din aceste ținte se calculează relativ la date oficiale și noi nu avem monitorizarea risipei în România, așa că cel puțin din punctul de vedere a unui stat membru UE, poate că datele nu vor fi corecte și complete. Și mai este o chestiune, prin Green Deal, dar și prin niște inițiative existente pe care probabil UE le va spori și le va intensifica, educația consumatorului se va face mult mai structurat și într-o formă strategică. Să sperăm. Cel puțin asta arată până acum comunicările UE pe Green Deal. Ai punctat foarte bine partea de educație. Ține foarte mult de educație Green Deal-ul. Acest obiectiv, această viziune, de fapt, va fi transpusă și, evident, în primul rând, negociată de toate părțile implicate, de statele membre. E o viziune și va fi transpusă în legislații, programe naționale, dar foarte important e că va avea și ar trebui să aibă la bază partea de educație, partea de investiții în inovație, deci partea și latura financiară și să include în această dezbatere, în aceste discuții, toate părțile implicate. Și dacă mă uit din perspectiva companiei noastre, noi recunoaștem și înțelegem, adică susținem această ambiție, că e această viziune legată de Green Deal, dar trebuie să existe o tranziție corectă, un timp corect pentru ca tot ce se propune acolo să poată să devină și realitate. Și asta este punctul nostru de vedere. Susținem ca fermierul să rămână profitabil și să poată să susțină această producție agricolă suficientă, de calitate și accesibilă tuturor fermierilor, tuturor consumatorilor din regiune. Cum zicea, e important să stai lângă fermieri, să-i sprijini și cu diverse programe și colecție de bune practici. Pentru că altfel lăsați așa de capul lor pot să fie să se demotiveze, fie să meargă pe o filieră prea, nu știu, excesiv pragmatică și să nu acționeze cu gândul la mediu, la sol, la orice. Și ce mai ziceam că ar conta e că clar avem niște opțiuni de tehnologie și de substanțe care pot
menține producția și chiar să protejeze plantele. De fapt, dacă ne uităm la în contextul acestei discuții pe Green Deal și sustenabilitate, recunoaștem nevoia de reducerea dependenței de toate inputurile. Și asta înseamnă, de unul, gestionarea resurselor naturale, cum este folosirea apei și protecția acesteia, deci merg mână în mână, și parte de combinarea diferitelor tehnologii. Și fermierii, în special în Europa, trebuie să aibă acces la mai multe, noi le spunem instrumente, da? Dintr-o cutie de instrumente trebuie să aibă acces la mai multe instrumente, mai multe tehnologii, ca să rămână productiv, să poată să producă suficientă hrană, atenție, folosesc cuvântul de suficientă hrană, și să rămână productiv și să le combină, reducând această nevoie, această dependență de anumite tipuri de produse sau anumite tipuri de inputuri. Și compania noastră, cum probabil că știi, avem acest Good Growth Plan din 2013, iar acum în iunie am lansat versiunea 2, am regândit o parte dintre aceste obiective, ca să fie aliniate acestor obiective de sustenabilitate, aliniate și cu elemente din The Green Deal. Și recunoaștem nevoia de a acestei schimbări și ne propunem diferite obiective, considerăm ambițioase, legate de parte de biodiversitate, sol, parte de protecția operatorilor și investiții în soluții alternative. Și aici, prin aceste obiective, urmărim, unul, să educăm, să sprijinim la partea de educare, că ai spus foarte corect, bunele practici și cum înțeleg fermierii și cum le aplică, și partea de inovare. Și aș vrea să spun că numai în România, în ultimii 6 ani de zile, am avut programe de instruire pentru fermieri. Am instruit 11.000 de fermieri conform datelor și statisticilor din cadrul acestui proiect, pentru că sunt date publice în rapoartele anuale, prin diferite programe de instruire, pe parte de aplicare, pe parte de siguranță operatorilor. Suntem implicați în diferite proiecte de comunicare cu universități. E important să existe asta și diversitate, clar, dar să mai punctez aici, aș vrea să completez un punct, că e esențial să ne uităm și la lanțul scurt și la aprovizionarea locală, producția și aprovizionarea locală de hrană, pentru că tot revin la risipa alimentară. Aici, în lanțul de producție, mai avem și risipă înainte de a ajunge la consumator, tocmai din cauza că nu există cerere sau infrastructură sau suficientă informare și educare pe cum ar trebui să își vândă produsele, să le cultive, în ce secvențe să le pună la dispoziția pieței, mulți din agricultori. Și da, aș insista, așa cum zici tu, pe o diversitate a tehnicilor pe care le folosim, dar la fel de bine aș completa cu educația consumatorului, care trebuie făcută pe hrană locală, și impactul pozitiv pe care îl are atât în reducerea risipei să-ți achiziționezi mâncare locală, atât în economisire, pentru că avem costuri economice dacă pierdem o cultură pe care ne-am străduit să o cultivăm în zona noastră și nu o cere nimeni pe piață. Și da, mai sunt absolut necesare și efectele pozitive, de scos în evidență efectele pozitive asupra mediului când alegi local. Și aici nu poate să fie doar insistența și nu știu, trainingul făcut de partea privată suficient, trebuie completat cu educație și din zona civică și de la legislativ, pentru a încuraja hrana locală și producția locală, lanțul scurt cu prioritate. Și să nu uităm că și un element important, Camelia, este parte de cât de fragilă este această acest element de securitate alimentară. Să nu uităm că producția agricolă e foarte dependentă de parte de vreme și, cum știm foarte bine, această nevoie de reziliență față de schimbările climatice. Și avem exemple că în unele zone în acest an sau în ultimii ani nu s-a făcut producție. De exemplu, au fost inundații mari în Statele Unite, unde anumite culturi, porumbul, de exemplu, nu s-a făcut, și există o relație de dependență pe diferitele regiuni, pe diferitele culturi. Și că ne place sau nu ne place, securitatea alimentară
pleacă local, dar este un element care ne afectează pe toți, ține de vreme și aici intervine rolul inovației pentru producătorul, pentru producătorii agricoli să poată să-și mențină producția agricolă suficientă, îmi place să folosesc suficientă, nu mai multă, suficientă, dar în același timp să asigure și o stabilitate. Un element foarte important pe parte de producție este că foarte multă hrană în anumite părți din lume, în anumite zone din lume, din cauza lipsei de infrastructură, din cauza lipsei capacității de a recolta, de a procesa, o bună parte din hrană e pierdută din start și după care intervine într-adevăr pe capătul celălalt al lanțului, partea de risipă alimentară legată de educația consumatorului. Și atunci, ca să încercăm să facem așa o... să rotunjim cumva discuția cu o concluzie, ar fi necesară atât o întețire a educației atât la consumator, dar și la producătorul de hrană, o agregare mult mai mare a tuturor părților implicate, a stakeholderilor din lanțul valoric, să zic așa, și acțiunea lor agregată, nu diverse insistențe pe o parte sau pe alta, unul trage cea și unul hăiți, ci efectiv împreună trag la căruța asta și ducem mai încolo situația pe care o are lanțul valoric acum, adică un pic mai spre progres. Și apoi ai mai menționat ceva, adaptarea la producția regională, unde iarăși, poate contribui mult zona privată, dar există și o responsabilitate în partea de producător de hrană.